there anyone home? Mr. Stevens? Oh, Mr. Stevens. It's 5 o'clock and I believe it's time for my tea. Mr. Stevens? Oh, fiddlesticks. He's nowhere to be found. Dacă ajungeți la Londra și nu aveți drum spre Museum of London, nu vă pregătiți să întâlniți majordomi sau gentlemen cu pălării elegante, obsesii de punctualitate și un accent britanic cât se poate de sonor și de distins. Londra și-a pierdut de mult reputația victoriană, sobră, cu siluete pe cât de impunătoare, pe atât de reci, cufundate în celebra ceață popularizată de scrierile lui Arthur Conan Doyle. Iar dacă ceața nu mai poate fi întâlnită și astăzi, ceea ce se dezvăluie dincolo de capriciile atmosferice este un adevărat mozaic intercultural în care pulsul e dat de diversitatea care se amestecă armonios, de la cea rasială și până la cea arhitecturală și socială. Este Londra pe care o dezvăluie și ultimul roman al lui Hanif Qureshi, care l-are protagonist pe psihanalistul cu origini pakistaneze Jamal și gașca lui de prieteni excentrici. Ajuns la vârsta a doua, Jamal încearcă să facă față reîntâlnirii după 20 de ani cu cea care i-a marcat viața sentimentală în tinerețe, seducătoarea indiancă Ahita. O sarcină grea, chiar și pentru un terapeut cu experiență, înconjurat în permanență de nevrotici și psihotici. Dramele, amintirile și exercițiile de autocunoaștere ale protagoniștilor se consumă în preajma altor două personaje. Londra ultimelor 3 decenii și psihanaliza, care, deși nu au chip omenesc, au atât de multe de spus și atâția oameni de fermecat. Iată o călăuză literară numai potrivită pentru cei pregătiți să intre în Babelul londonez, un peisaj la fel de multicolor precum un curcubeu. Beyond the horizon of the place we lived when we were young, in a world of magnets and miracles. Straight constantly and without boundary. Priviți reflexia luminii trecând prin diamantul purpuriu. Ce vedeți? Paradoxale lege ale fizicii. Curcubeul. Adăugați un câmp pe care să pășiți, prieteni ce vă sunt alături, ziduri ce se dărâmă în jurul vostru și jocuri de copii. Vă aflați în Anglia celor de la Pink Floyd, geniile rockului progresiv, ce au dus până la extrem capacitatea minții umane de procesare și interpretare în materie de show, muzică ori efecte vizuale. Fie că ascultați clopotul din Big Ben sau tresăriți la primele acorduri din High Hopes, ori mergeți cu persoana iubită de mână în drum spre Palatul Buckingham și în căști răsună Learning to Fly, ori Another Brick in the Wall, cu siguranță vă veți identifica cu stări de meditație, împăcare și liniște interioară. Iar dacă vocea lui Gilmore ori basul lui Waters în formula de aur nu v-au cucerit încă, vă recomand Shine On You Crazy Diamond or Wish You Were Here, cu o doză dublă de Comfortably Numb. Vedeți ce iese. Închideți ochii și visați la lumile cosmice ori la spațiile iluzorii într-o Anglie ploioasă, dar primitoare. Vă veți simți bine primiți în Anglia, mai ales dacă veți fi întâmpinați de chinezi. Căci da, astăzi în Anglia trăiesc milioane de asiatici. Întâlnirea cu ei vă va trezi apetitul pentru o lectură cu fundal chinezesc. Scrisă, sculptată, gândită și regândită, coborâtă de pe tron ca privind chipul să-ți explice atâtea, istoria Chinei legată în primul rând de oameni, cu tainele și frământările lor cotidiene. Iar de acolo de unde omul, biciuit de timp, își termină călătoria, începe istoria. Vreau să discutăm astăzi despre istoria primului, despre cel care a unificat China, a ridicat Marele Zid chinezesc, iar mormântul său este păzit de celebra armată de teracotă. Interesant este că descrierea acestor evenimente vine prin mâna unui scriitor din Anglia, deci dintr-o altă lume, cu altă mentalitate, departe oarecum de o eventuală sferă a subiectivității ce putea plana asupra cărții. Textul lui Jonathan Clements face parte din marea familie de romane istorice, unde realitatea se împletește armonios cu legenda, cu miturile primordiale ale Chinei, având ca subiect figură impozantă, chiar și în relatările clasice, a primului împărat. Autorul reușește să relateze pe baza unor bogate izvoare și lecturi suplimentare cap-coadă fascinanta viață pământească a lui Ying Zheng din dinastia Qin, cu legendele despre el și a legilor pe care le-a decretat. De pildă, ni se relevă faptul că dinastia Qin a fost primul sistem meritocratic din China, sistem politic bazat pe merit, pe aptitudinile individuale, nu pe relațiile succesorale tipice aristocrației europene.
avem de a face cu un protagonist impresionant care ajunge să lupte în final chiar și cu obsesia nemuririi. Avem așadar intrigă, rivalități politice, un împărat grandios, secole de migrație, asimilări, Confucius, dragon, peste 1500 de râuri. Cu alte cuvinte, pregătiți-vă pentru o cascadă de rânduri sănătoase care să vă stimuleze imaginația. Fie că imaginația îi zburda prin pădurile Atenei, prin castelele Danemarcei sau prin conacele veroneze, William Shakespeare a rămas întotdeauna un englez. Dialogurile personajelor sale împrumută din rafinamentul Britaniei. Spiritul Albionului depășește condiția unor simple replici, insuflându-i spectatorului său sau cititorului după caz, exact starea de spirit de care are nevoie. Într-un stil pure British, Shakespeare a pus întotdeauna cele mai frumoase cuvinte în gurile celor mai interesante personaje, sângerosul Macbeth, naivul Otello, ghidușul Puck sau mereu îndrăgostita Julieta. Și dacă plimbându-vă la ceas de seară prin Anglia vă simțiți într-o dispoziție romantică, vă veți aminti cu siguranță de una din cele mai celebre scene marca William Shakespeare. Romeo, Romeo, where art thou, Romeo? Deny thy father and refuse thy name, or if thou wilt not, be sworn, my love, and I'll no longer be a Capulet. Shall I hear more, or shall I speak of this? 'Tis but thy name that is my enemy, thou art thyself, though not a Montague. What's a Montague? It's no hand, nor foot, nor arm, nor face, nor any other part belonging to a man. Oh, be some other name. What's in the name that which we call a rose? By any other name would smell as sweet. So Romeo would, were he not Romeo called, retain that dear perfection which he owns. Without that title, Romeo doth thy name. And for that name which is no part of thee, take all myself. We don't need no education. We don't need no thought control.